Sărăcia îi împinge pe mulți să-și caute sursele de venit prin gunoaie. Păturile înseamnă bani, iar acești oameni le strâng pentru a-și asigura traiul zilnic. La gunoi tot la asta am lucrat eu. Și cu ce nu mai lucrați? Păi s-au dat asta, am plecat din de aici și pe urmă a venit Constanța. Și n-a mai avut să mă ia înapoi. Înțeles și ăsta de la GBI m-a dat șomaș. Am 4.600.000. Fiecare persoană are un sector de lucru. Oamenii au învățat ora la care vin mașinile care ridică gunoiul, dar cunosc și perioadele când găsesc cele mai multe pături. Înarmați cu saci, dau ture pe la pubele, ce adună care apoi la firmele de colectare. Câștigul nu este foarte mare, după spusele lor, atât cât să pună o pâine pe masă. Câteodată așa mai vine, mai găsesc și o muncă particular, la mai lucrez și când n-am de muncă, iau și vin pe aici, uite. Am vorbit cu acești oameni. Unii au lucrat la anumite firme de la care au plecat în șomaj. Au bătut pe la porțile altor firme, însă au fost refuzați. Este și cazul unui bărbat care a lucrat ani buni la salubrizare, iar acum este șomer. Nu își poate permite să trăiască numai din acești bani, așa că a ales să stea să facă curat la containerele din zona Hidrofor, fără bani. Nu numai că pleacă cu câte ceva, dar nu suportă să vadă mizerie. Dacă am lucrat la așa ceva, dacă sunt învățat așa, și acasă tot așa, și aici tot așa. Am observat și noi acest aspect și chiar urmează să avem o întâlnire cu conducerea poliției locale pentru a ne aplica mai atent pe această cauză și pe acest efect sau cauză, cum vreți să-i spunem, și să ne concentrăm, eu știu, o perioadă mai îndelungată pe supravegherea platformelor de gunoi, unde, într-adevăr, cu tot efortul societății de salubrizare sau al societății de întreținere a spațiilor verzi, datorită activităților, arată deplorabil în jurul. În anul 2012, gradul de sărăcie și de excluziune socială din România a ajuns la 42% din populație. Astfel, țara noastră ocupă primele locuri în Europa și nu este depășită decât de Bulgaria. Din păcate, cifrele nu arată dramele prin care trec acești oameni nevoiași care ajung să-și câștige pâinea la tomberon.